obișnuit prețul. Însă spunea că trebuie să facă din Târgu Mare un eveniment important de rezonanță regională și națională chiar. Lucrul ăsta spune care este viziunea dânsului în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a Bistriței. Adică pe ce se va baza dezvoltarea acestui oraș? Pe târguri. Poate că face și un bârci de toamnă ca să fie pachet complet sau de primă. Părerea mea este că prin asemenea evenimente ne întoarcem în trecut. Probabil că dânsul dorește să ne întoarcă undeva în 1353, ca să fiu mai exact. Din păcate, se cheltuie foarte mulți bani. Bistrița nu are un obiectiv strategic pe cultură. Am pus întrebarea aceasta în Consiliul Local, nu mi s-a putut răspunde care este obiectivul strategic pe domeniul cultural al acestui oraș. Se fac multe evenimente culturale, conjuncturale, așa cum este și acesta. Am comparat programul acestui eveniment cu un eveniment similar, dar de scurtă durată, zilele Clujului. Da? În afară de două acțiuni, activități, suflet de statui și paradă moto, în rest avem aproape 10 zile, doar ansambluri folclorice și alte concerte.